Bună seara! Astăzi am vrut să discut câteva cuvinte cu sau despre, hai să spunem, o fată care dorea să îi se facă numai planul ei, pentru că era cel mai important. Adică, dacă vrea să-și cumpere mașină, să-și cumpere mașina pe care și-o dorește, ca și oricine de altcineva, dar musai, chiar dacă era scumpă, chiar dacă era ieftină, acea mașină să o ajute cineva, iar apoi, când avea relații intime, să spun, cu băieții, la fel, le spunea: stai liniștit, că sunt expertă în ceea ce știu și că nu o să rămân eu însărcinată și tu să fii tată. E fix ceea ce își dorea fata, să învețe ceva mai mult, să facă 3 puncte de suspensie. Bun. Și se întâlnește cu primul băiat. Stai liniștită că nu vreau nici măcar să fac un copil cu tine. Dar vreau să mă întâlnesc cu tine, să văd ce dai din tine, ce îți place din tine și toate cele. Așa că mai stă un pic și mai stă un pic și se gândește. Oare merită acea relație? Oare nu merită? În altă zi, ea îi dă papucii, că na, se mai întâmplă. Să-ți dea papucii. Adică, în sensul românesc, ceva de genul: nu ești bun la pat, băiete, poți să încerci cu altă fată. Și trece la următorul băiat. Viața trece și îmbătrânești. Stai liniștit că nu rămân însărcinată una, două, cum vrei tu. Mă descurc. Și într-o zi, dintr-o dată, rămâne însărcinată cu copilul pe care și-l dorește, dar nu cu bărbatul sau băiatul pe care și-l dorește. Și are două variante. Varianta 1. De fapt, sunt mai multe variante. 1. Păstrează copilul, dar îi dă papucii bărbatul. Rămâne mamă singură și crește copilul. Băiat sau fată, nu contează. Dar e copilul pe care și l-a dorit foarte mult cu acel băiat, dacă n-a vrut să-l ia de soț sau bărbat, sau cum vrei să-i spui. Interesant. Ce mai stă un pic? Începe ceva nou în viața ei. Rămâne singură cu un copil de crescut. Caută un bărbat surogat pentru copilul pe care l-a luat. Pentru că e un pic ca și cum e cu chestia aceea. A luat o mâță mică, să o înfiesc cât e blândă, ca să învețe cu mine și să o cresc alături de mine. Mai stai un pic, ce mai stai? Și începe o chestie și mai nouă. Apare întâlnirea cu un băiat care îl place, dar nu poate să-i povestească care o kinder lângă ea. Bine, acesta e un prim plan. Și să-i explice acelui bărbat sau băiat care un băiat sau o fată cum care și l-a dorit,
foarte mult, dar nu s-a căsătorit cu acel bărbat, e altceva. Bun. Altă variantă. Varianta este să nu-l păstreze copilul. Și aici, din nou, două variante. Ori, avortul este o soluție și n-ai durere de cap toată viața următoare. Ori, a treia variantă copilul să nu-l păstreze, la orfelinat să-l dea sau la biserică să îl dea să-l crească. Se înfioară, nu? Gândirea. Interesant. Practic, era genul de fată, eu doresc această mașină, așa cum eu iau eu, chit că am, n-am ce trebuie. Fac copilul pe care îl vreau eu și mă însor cu cine vreau eu. Numai că, făcând acele relații intime cu orice băiat sau cu, la alegere, așa dintr-o dată a rămas însărcinată cu cine nu trebuie. Și ce a ales să facă? Iată. Să păstreze ori copilul, ori să-l dea către adopție, la orfelinat sau la biserică. Ori a treia variantă, să nu-l păstreze deloc. Sau a patra variantă, îl păstrează, îl crește și se duce la o întâlnire la bătrânețe cu un bărbat pe care posibil să o ia de nevastă. Hai, posibil să o ia de prietenă. Două lucruri distincte. La început s-au dus la o șaormă împreună, mai încolo la cartofi prăjiți cu carne și o salată de roșii și castraveți și un pahar de vin roșu ca să hrizească un pic. După care la a treia, a patra începe să spună ori îți dă papucii că n-are ce face, ori a patra variantă îmi spune pe față că are un nou kinder cu un bărbat cu care s-a culcat, dar nu l-a luat în veci de soț. Bineînțeles, o să înceapă chestia aceea românească. Bărbatul de credul, cel cu care e la întâlnire, nu cel care a făcut copilul, e răspunsul românesc și sec. Al dracu, nenorocit, te-a lăsat însărcinată și nu ți-a dat un ban pentru copil sau mă știu ce. De fapt, era copilul ei, pe care și l-a dorit, dar nu bărbatul alături de care vrea să-și crească copilul. E, uite că nu e chiar așa în viață, la oameni, la rasa umană. Adică iau de pe stradă un maidanez, îl țin la piept, îl încălzesc, îi dau de mâncare, mâine când sare hoțul la picioare, latră și mușcă. Sau dacă e pisică, zgârie, sau dacă e papagal, încearcă să imite cuvinte umane. Pare dojeneală, dar pe undeva e mai mult o predică ca de tata. Practic e ceea ce și-a dorit fata. Acea mașină interesantă, acel copil, dar nu acel soț sau acel bărbat. Cu cât îmbătrânește în viață, cu atât se gândește. Oare e bun pentru copilul meu să mi-l crească?
care e ou Kinder. Oare e bun pentru familia mea?